Noua mașină produsă de Ford, care a fost lansată anul trecut la Craiova, a înregistrat un număr de vânzări de 3 ori mai mare față de volumele generației anterioare, tot în anul 2017. Ford EcoSport, în acest moment, la Craiova, se produce un autoturism la fiecare 87 de secunde. Pentru a sprijini volumul de muncă în creștere la fabrica de la Craiova, au fost angajați în plus 1700 de operatori de bază și personal calificat în cursul acestui an. Noul Ford EcoSport a înregistrat vânzări de aproape 3 ori mai mari față de volumele generației anterioare în tot anul 2017. Cererea pentru acesta este de 2 ori mai mare decât estimam inițial și oricum aveam așteptări ridicate. Spre comparație, din vechea generație, în 2017 am livrat aproape 150 de unități. În 2018, până în acest moment, am trecut deja de 400 de unități comandate. Uzina înregistrează foarte multe comenzi. De asemenea, și la nivel european, livrările de EcoSport depășesc estimările inițiale, a spus directorul general al Ford România. În acest moment la Craiova se produce un autoturism EcoSport la 87 de secunde și a depășit cu mult procesul și din perioada Olsit și Daevo.